Salutare internet și bine v-am regăsit! Astăzi avem la review Galaxy A52, un telefon destul de așteptat ce vine în două variante, cu 4G și cu 5G, la fel ca și A32 prezentat luna trecută, dacă nu mă înșel. Există câteva diferențe pe partea de specificații, iar ca preț, diferența este undeva la 4-500 de lei, varianta 5G fiind, bineînțeles, puțin mai scumpă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi am în fața mea modelul 5G, dar o să vă spun și care sunt diferențele între acesta și varianta cu 4G. Pentru început, ecranul. Ambele modele, atât cel cu 4 cât și cel cu 5G, au același ecran, cu aceeași luminozitate, cu același panou, cu aceeași densitate de pixel și rezoluție, singura diferență fiind rata de reîmprospătare. Modelul cu 4G are 90 de Hz, iar modelul cu 5G are 120 de Hz. Bineînțeles, fiind un telefon din segmentul mid-range, nu avem acea opțiune cu Adaptive Refresh Rate cum avem la Galaxy Note de anul trecut sau la seria S de anul acesta, așadar avem fie reîmprospătare la 60 sau direct la 120. A doua diferență o regăsim pe partea de procesor. Galaxy A52 cu 4G vine cu Snapdragon 720G, iar varianta 5G vine cu 750G. Automat, cea din urmă are și capabilități 5G, de unde și numele, iar ca performanță avem undeva la 10-20%. Nu este o diferență mare, dar suficient pentru ca Samsung să poată justifica diferența de preț între varianta 5 și varianta 4G. A treia diferență se află pe partea de stocare. Dacă modelul cu 5G începe de la 6 GB RAM cu 128 stocare, modelul cu 4G are și o variantă cu 4 GB RAM, justificând astfel prețul mai scăzut. Totuși vorbim de un telefon la 1500-1600 de lei pentru varianta 4G și 2000-2100 de lei varianta cu 5G. În rest, cele două modele sunt la fel de grele, la fel de mari și, mai important decât atât, avem aceleași camere pe partea din spate. Deci chiar dacă iei modelul cu 4G, vei avea aceleași 4 camere ca pe modelul 5G. Pentru că nu ar fi un review complet și fără un unboxing, să vedem ce găsim în cutie. De dragul unboxing-ului am pus telefonul la loc, dar el ar fi venit de obicei, în mod normal, într-o folie de protecție. Sub capac, sau mă rog, în capac avem un plic cu documentație și cheița SIM. Iar în cutie mai avem așa: cablu de încărcare și transfer date, USB-A la USB-C și, atenție, un încărcător de 15W. Atât varianta 4, cât și varianta cu 5G a lui A52 suportă încărcare până la 25W. Deci ce a făcut Samsung? A trecut de la a nu pune un încărcător în pachet, la a pune unul mai slab, obligându-te astfel să cumperi tu încă unul. Frumos! În orice caz, nu este singura companie care face așa ceva. Am văzut asta și la Xiaomi, la modelul lor de 6-700 de lei, dacă nu mă înșel, dar acela este 6-700 de lei, nu 1900-2000 de lei. Ce să zic, trecând peste, haideți să ne uităm la telefon să vedem din ce material este construit și cum se prezintă. Pe partea de design, A52 împărtășește similarități cu A32, însă acesta are un camera bump ceva mai pronunțat. Pe spate avem plastic, este un plastic mat, similar cu modelul de bază al seriei S21, mai exact chiar S21. Tot un plastic mat, rama este făcută tot din plastic, ca și culori avem negru, alb, violet sau albastru. Modelul meu este pe negru, în partea din stânga nu avem nimic, în partea de sus un microfon și sertarul pentru cele două cartele SIM și card microSD, un sertar hibrid, pe partea din dreapta rockerul de volum și butonul de power, iar la bază difuzor, port de încărcare, microfon și un port jack. În partea din față camera selfie sub formă de punch hole și difuzorul pentru apeluri care dublează ca și difuzor secundar, telefonul fiind stereo. Nu este nici foarte gros, nici foarte greu și ce-mi place este că bufferul sticlei, bufferul de pe partea din față, are aceeași grosime ca și spatele telefonului din plastic, oferindu-i astfel o simetrie. Chiar dacă ecranul are 6,5 inch, ergonomia telefonului este destul de bună. Ca și grosime, este oarecum similar, dacă nu aproape identic, cu Redmi Note 10 prezentat de Dragoș în episodul trecut, însă acela avea o curbură ceva mai proeminentă pe partea din spate, pe când acesta are rama puțin mai plată, mai dreaptă, curbura nefiind atât de accentuată. Telefonul are și un look oarecum business corporate, deci se poate camufla cu ușurință într-un asemenea mediu. Experiența de utilizare este identică cu alte modele din gama lor mid-range, fluiditatea este la locul ei,
Însă ce m-a dezamăgit puțin este senzorul de amprentă. Acesta este optic, este sub ecran, însă este foarte lent. Deblochează telefonul de fiecare dată fără probleme, însă până faci acest lucru trebuie să aștepți 2 secunde și jumătate. Poziționarea lui este în partea de jos, mai jos față de alte modele cu senzor optic, însă viteza de deblocare nu este tocmai la același nivel cu alte modele, chiar și din gama lui de preț. În orice caz, avem și deblocare facială pe care nu am activat-o, PIN, parolă și acel puzzle, cum vrei să se spuneți, labirint. Pe partea de teste sintetice, având 750G, s-a descurcat ca un telefon cu 750G, 645 în single cu 1927 în multi. Când vine vorba de gaming, telefonul duce fără probleme aproape orice joc din Google Play Store, iar dacă ne referim la jocuri precum Genshin Impact, PUBG sau Asphalt, aceste jocuri au setări grafice ce pot fi date pe mediu, mediu cu low, mediu cu high, diferite combinații. Procesorul este unul potent, nu este unul flagship, dar nici pe departe unul slab. Trecând în revistă și aplicația camerei, nimic ieșit din comun, avem în schimb un nou mod, modul fun, și are câteva filtre amuzante cu diferite fețe, diferite chenare, efecte de lumină, culoare și așa mai departe. Avem și modul single take adus de curând în gama lor mid-range, modul foto, video și la opțiunea more, în meniul more avem chiar și pro video plus multe alte moduri ce pot fi adăugate cu ușurință în partea de jos. În partea de sus avem setările și restul de opțiuni, printre care și opțiunea cu 3x4 64 de megapixeli, utilizând astfel toată rezoluția senzorului principal. Pe partea de camere avem 4 la număr și un blitz LED. Foarte interesant că în jurul acestuia avem și un cerc negru pentru a se integra cu ușurință în liniile de design ale camerelor. Un telefon elegant, dar și potent pe partea de camere. Avem 64 de megapixeli, senzorul principal, cu stabilizare optică. Mai avem o cameră ultra-wide de 12 megapixeli f2.2 și două camere a câte 5 megapixeli, macro și depth. Treacă meargă, nu sunt de 2 megapixeli, sunt de 5 și pozele sunt destul de ok, cel puțin camera macro mi se pare decentă, camera depth, ce să zic, poate că modul portret profită mai mult de această lentilă. În ceea ce privește fotografia cu A52, sunt mulțumit. Cadrele sunt echilibrate și își păstrează tonurile de culoare indiferent de camera selectată. Chiar dacă nu avem o lentilă cu zoom, modul 2X este mai mult decât utilizabil pentru a apropia imaginea digital. Combinația între lentila depth și optimizările software face ca modul portret să fie destul de interesant, dar uneori am observat mici diferențe între poza în modul auto și poza în modul portret. În final, camera macro este și ea utilizabilă, mai ales pentru a citi texte de dimensiuni foarte mici. Și ca să nu mai lungim foarte mult, Galaxy A50 și A51 au fost telefoane foarte populare la vremea lor, poate chiar cele mai populare telefoane mid-range de la Samsung, și cred că A52 va urma același trend. Indiferent că vorbim de varianta 4G sau 5G, A52 este un telefon destul de potent și suficient de bun pentru 2021 și aplicațiile sale. Puțin cam pipera cei drept, însă vorbim de momentul lansării, iar Samsung are tendința de a se deprecia puțin mai rapid ca alte companii precum Apple, deci ne putem aștepta la o mică reducere de preț în următoarea perioadă. În orice caz, nu mă deranjează că este făcut din plastic, nu mă deranjează că are camere macro și depth, sunt de 5 megapixeli, sunt bune, mai bine le am decât să nu le am. Dacă erau de 2, mai ziceam, scoatele, dar așa de 5, treacă meargă. La gaming se descurcă, la fotografii se descurcă, ecranul este superb, AMOLED 120 sau 90 pe varianta 4G, n-am ce să mai zic. Sunet stereo, apropo, da, sunetul este stereo, se aude foarte bine, puțin metalic, nu se aude ca telefoanele din seria S, însă pentru un telefon mid-range este destul de bun și se aude destul de tare. Încărcarea este rapidă la 25W, sunt puțin dezamăgit de încărcătorul de 15W din pachet, însă bateria dinăuntru este de 4500 mAh, iar cu toate astea telefonul nu este așa de gros. Designul este unul plăcut și nu văd să aibă o problemă în a se vinde destul de bine. Dar vreau să aflu și părerea voastră, așa că lăsați-mă să știu în secțiunea de comentarii și în descriere aveți link de unde puteți achiziționa A52 și prețul actualizat plus multe alte informații.